Inițiativa de a o aduce pe Doina Ruștii la colegiul din Râmnicu-Vâlcea aparține profesoarei Gianina Oprea, coautoare a unui manual de limba și literatura română pentru clasa a șaptea, în care scriitoarea originară din Dolj are o povestioară, Povestea Albastră. Despre acest text și despre ultimul roman al Doinei Ruștii, Zavaidoc în anul iubirii, au vorbit elevii preț de câteva ore zilele trecute direct cu cea care le-a scris. De ce ați ales tocmai această poveste, să zicem așa, acestui Zavaidoc, pe nici măcar nu chema Zavaidoc, nu trebuie să Gheorghe Teodorescu. Sunt convinsă că elevii de astăzi rămân în primul și în primul rând cu acest aspect. Cine este scriitorul X? În cazul nostru, cine este scriitorul, scriitoarea Doina Ruștii, pentru că altfel percepem textul, altfel ne dăm seama de mesaj, altfel aflăm și ce a fost în spatele acestui proces de scriitură și cred că sunt mult mai câștigați, poate, cred că e cel mai bun termen, elevii, dacă stau de vorbă cu scriitorul, văd că acesta există, văd că acesta le răspunde la întrebări. În general, vin în școli pentru că sunt, eu însă fiind profesor, sunt legată de ideea de școală, de profesor. Am convingerea că profesorii de română țin încă această societate care este pe ducă, am mare încredere în ei și în forța lor imaginativă. Sunt convinsă că dacă există un loc unde un scriitor mai poate să stea de vorbă în mod normal cu cititorii lui, fără prefăcătoria din promovarea continuă în care trăim, acel loc este școala. Aceasta a fost cea de-a doua întâlnire a Doinei Ruștii cu elevii de la liceul din Râmnicu-Vâlcea, care a promis că nu va fi și ultima. Doina Ruștii coordonează colecția Biblioteca de Proză Contemporană la editura Litera, este scenaristă și ține cursuri de scriere creativă la Universitatea București. Printre romanele ei, cele mai cunoscute se numără Homeric, Mâța Vinerii, Manuscrisul Fanariot, Depravatul din Gorgani, dar și multe alte scrieri care au fost traduse în peste 15 limbi, inclusiv chineză, și chiar s-au bucurat de recenzii foarte bune pe plan internațional.